Cătina albă și cea roșie sunt minunate pentru sănătatea organismului. Practic, sunt doi arbuși care dau multă forță corpului. Cătina albă este o foarte bună sursă de vitamine, un real tonic al sistemului nervos, iar cea roșie are beneficii importante împotriva anemiei, deoarece poate stimula formarea globulelor roșii. Cătina albă este o specie extrem de rezistentă, crește la altitudini de până la 5.000 de metri, iar fructele sale își mențin proprietățile terapeutice și în condiții de ger. Practic, este o plantă folosită de foarte mult timp în medicina naturistă. Disponibil sub formă de supliment, extractul de cătină conține o varietate de acizi grași, esențiali și antioxidanți. De asemenea, conține vitamine C, A, B1, B2, B6, B9, E, K, P și săruri minerale de fosfor, calciu, magneziu, potasiu, fier și sodiu. Iată care sunt principalele beneficii ale consumului de cătină albă. Îmbunătățește sănătatea inimii și a ficatului. Ameliorează artrita. Scade colesterolul. Este adjuvant în diabetul zaharat. Sunt studii care arată faptul că această plantă poate ajuta la menținerea glicemiei și conferă protecție împotriva diabetului de tip 2. Este bună în cazul eczemelor și a rozaceei. Fortifică sistemul imunitar. Crește rezistența organismului în fața răcelilor și a gripei. Previne anemiile și este bună în cazul tulburărilor de apetit întâlnite des la copii. De asemenea, uleiul de cătină a câștigat popularitate ca ingredient în produsele de îngrijire a pielii. Atunci când se aplică local, uleiul de cătină poate hidrata, calmează iritarea, tratează acnea și vindecă leziunile cauzate de îmbătrânire. Relatează exchi.ro.